Capitolul 18. Ietro, preotul Madianului, socrul lui Moise, a aflat tot ce făcuse Dumnezeu pentru Moise și poporul său Israel. A aflat că Domnul scosese pe Israel din Egipt. Ietro, socrul lui Moise, a luat pe Sefora nevastă lui Moise, care fusese trimeasă acasă. A luat și pe cei doi fii ai Seforei, unul se numea Gershom, străin, căci Moise zisese, locuiesc ca străin într-o țară străină, iar celălalt se numea Eliezer, ajutorul lui Dumnezeu, căci zisese, Dumnezeul tatălui meu mi-a ajutat și m-a scăpat pe sabia lui Faraon. Ietro, socrul lui Moise, a venit cu fiii și nevasta lui Moise în pustie unde tăbăra el, la muntele lui Dumnezeu. A trimis vorbă lui Moise să-i spună, eu, socrul tău, Ietro, vin la tine cu nevastă ta și cu cei doi fii ai tăi. Moise a ieșit înaintea socrului său, s-a aruncat cu fața la pământ și l-a sărutat. S-au întrebat unul pe altul de sănătate și au intrat în cortul lui Moise. Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon și împotriva Egiptului, din pricina lui Israel, toate suferințele care veniseră peste ei pe drum și cum îi izbăvise Domnul din ele. Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care îl făcuse Domnul lui Israel și pentru că îl izbăvise din mâna egiptenilor. Și Ietro a zis, binecuvântat să fie Domnul care va izbăvi din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon, el care a izbăvit poporul din mâna egiptenilor. Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți dumnezeii, căci în lucrul în care s-au purtat cu trufie, el a fost mai pe sus de ei. Ietro, socrul lui Moise, a adus lui Dumnezeu o ardere de tot și o jertfă de mâncare. Aaron și toți bătrânii lui Israel au venit și au luat parte la masă cu socrul lui Moise înaintea lui Dumnezeu. A doua zi Moise s-a așezat să judece poporul și poporul a stat înaintea lui de dimineața până seara. Socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor și a zis, ce faci tu acolo cu poporul acela? De ce stai singur și tot poporul stă înaintea ta de dimineața până seara? Moise a răspuns socrului său, poporul vine la mine ca să ceară sfat lui Dumnezeu. Când au vreo treabă, vin la mine. Eu judec între ei și fac cunoscut poruncile lui Dumnezeu și legile lui. Socrul lui Moise i-a zis, ce faci tu nu este bine. Te istovești singur și vei istovi și poporul acesta care este cu tine, căci lucrul este mai pe sus de puterile tale și nu-l vei putea face singur. Acum ascultă glasul meu. Am să-ți dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. Fii tâlmaciu poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinile înaintea lui Dumnezeu. Învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care trebuie să urmeze și ce trebuie să fac. Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei. Pune-i peste popor drept căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Ei să judece poporul în tot timpul, să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici să le judece ei înșiși. În felul acesta îți vei ușura sarcina, căci o vor purta și ei împreună cu tine. Dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui. Moise a ascultat sfatul socrului său și a făcut tot ce spusese el. Moise a ales oameni destoinici din tot Israelul și i-a pus căpetenii ale poporului, căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Ei judecau poporul în tot timpul. Aduceau înaintea lui Moise pricinile grele, iar toate pricinile mici le judecau ei înșiși. Apoi Moise a trimis pe socrul său în țara lui.